Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună compot de pere și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de pere, zahăr, o păstaie de vanilie, 4-5 linguri de oțet, zeama de la 2 lămâi și câteva bucăți de anason stelat. În primul rând, vom pune oțetul în apă. Am aici cam 2 litri de apă. Curățăm apoi perele de coajă. Tăiem perele în jumătate. Curățăm fiecare jumătate de pară. Îndepărtăm căsuța de semințe. La fel și cu cealaltă jumătate. Tăiem apoi perele în câteva bucăți, 2 sau 3 bucăți fiecare jumătate. Și le vom pune apoi în apa cu oțet pentru a nu se oxida. Continuăm să facem același lucru și cu restul perelor, adică le decojim, scoatem căsuța de semințe și apoi le tăiem. După ce am terminat de curățat perele, le vom pune în borcane și pentru asta voi înclina puțin borcanul și voi așeza bucățile de pere. Punem o bucată de anason stelat și o bucată de baton de vanilie. Și continuăm să umplem borcanul cu pere. După ce am umplut toate borcanele, vom pune în ele zahăr. Eu voi pune cam 4 linguri de zahăr, pentru că nu am pere atât de dulci. Peste zahăr, voi adăuga câte o lingură de zeamă de lămâie în fiecare borcan. Puteți pune și 2 linguri, în funcție de preferințele voastre. Umplem borcanele cu apă rece. Și înfiletăm capacele. Strângem bine. Punem borcanele într-o cratiță în care am pus un prosop și adăugăm apă cât să ajungă la jumătatea înălțimii borcanelor. Pornim apoi focul, setăm plita la foc mic și fierbem borcanele pentru 40 de minute din momentul în care apa începe să fiarbă. După 40 de minute vom opri focul și vom lăsa compotul să se răcească în cratiță. Compotul de pere este gata, eu l-am lăsat să se răcească peste noapte, în acest moment poate fi consumat imediat sau poate fi pus în cămară sau în pivniță pentru a fi consumat peste iarnă, este foarte aromat, se face ușor și merită încercat. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!